A revenit, stimați telespectatori, în studio alături de liderul Federației Naționale Mine Energie, domnul Dumitru Părvulescu, și discutam problemele stringente cu care se confruntă complexul energetic Oltenia și implicit până la urmă municipiul Târgu Jiu și județul Gorj. Domnul Părvulescu, vreau să vă întreb o posibilitate de redresare, dacă există în următorii ani, de a acoperi aceste pierderi colosale care s-au înregistrat în aceste perioade de timp. Putem estima, putem previziona o asanare a acestei activități a complexului energetic Oltenia? În care să mai avem un plus de optimism și noi, că pierderea am tot Haideți văzut. să revenim la aceste pierderi. Aceste pierderi nu influențează atât de mult viitorul. Ba da, grevează. Acum, ce sunt cu aceste pierderi? Îs chestiunile, îs banii care nu s-au încasat la un moment dat. Vorbim de ajustările acelea, cu care, cum spune colegul, trebuia să facă investiții, nu s-au făcut. Sunt acei bani virtuali din diferențe de curs valutar. Sunt, cum să zic, pierderea care s-a făcut cu cedarea activelor către CET Govora, activele de la Berbești. Și sunt, într-adevăr, o parte din ele care sunt generate de costuri extraordinar de mari ale circulării de carbon, care și în anii următori vor atrăgea foarte greu în costul de producție al acestei unități. Există. Dar această companie, am mai spus-o și o repet, are potențial pentru că are un personal, niște salariați foarte bine calificați, care pot să ducă această companie mai departe. Și România încă nu își permite să renunțe la această sursă esențială de energie, energia pe cărbune. Europarlamentarii, n-ați văzut români ce au votat în Parlamentul European la vremea respectivă? Cât de Lăsați. mult țin ei la energia pe cărbune și cât de Deci, încă o patrioți sunt ei? dată, inactivitatea parlamentarilor și europarlamentarilor s-a răsfrâns în reducerea pieței, nu în dispariția pieței energiei pe cărbune. Dau exemplu colegii din Bulgaria. Dacă noi am regresat în ultimii 5 ani de la 35 de milioane de tone de lignit spre 25, eu am avut un trend invers, de la 25 la 35 de milioane. Pentru că e interesat. La bulgari, la polonezi, la fel, Despre să același vă, lucru. La noi, numai la numai noi, de la ce se noi întâmplă nu. lucrul ăsta? Păi Pe cine suntem noi? nu se întâmplă pentru că sunt foarte mari interese. Dictate de băieții ăștia cu banii. Se vorbea și se vorbește în continuare de acea mare investiție făcută în energie, în zona energiei verzi. Ce a adus României? Vă spun eu ce a adus. A adus aproape spre 500 de milioane de euro, bani dați anual de fiecare dintre noi, că suntem persoane fizice, că suntem societăți, către aceștia, prin certificatele verzi. Pentru că în România, din investiția efectivă, eu cred că nici betonul nu s-a făcut aici, domnule. Și betonul s-a luat de dincolo. Deci, practic, au venit cu arme și bagaje din Bineînțeles, le-am străinătate, au instalat adus totul aici, aici și au le-am dat instalat drumul pentru aici, a face rost de bani. cum să zic, echipament făcut în țările dezvoltate, că nu o să fie făcut în România, că nu o să creeze locuri de muncă aici. Ați văzut și după conferința de la Paris ce vor să facă băieții, pentru că e o chestie inteligentă că le spun că le dau la țările astea din lumea a treia 100 de miliarde de dolari în următorii ani. Păi știți cum le vor da? Trec schemele acestea extraordinare de plată la noi, la alții, o să le demonteze și o să le duc acolo. O să Și iași de acolo. aceeași Cum am procedură o făcut să și o noi, aplice peste bineînțeles. tot. Păi ce credeți că sunt proști? Și în situația asta nu suferă energia termo, energia pe cărbune, nu suferă județul Gorj și municipiul Târgu Jiu pentru că se favorizează anumite Păi, cercuri de interese care domnule, sunt implicați în suferă, energia suferă verde. pentru că, și asta e un adevăr, din păcate, prețul la producător a scăzut foarte mult în ultimii ani. Și, cum să zic, scăderea prețului are influență în activitatea de zi cu zi a acestei unități. Iar dumneavoastră, ca și consumator, nu știu dacă ați văzut o diminuare pe factură în ultimii 3 ani. Eu nu cred facturi, nu cred că vreun om sau vreun Și telespectator atunci de-al nostru puneți-vă întrebarea, i-a scăzut factura la gaze sau la puneți-vă curent sau mai știu întrebarea la ce. unde s-a dus diferența aceasta între prețul nostru de acum 3 ani și prețul de acum. În buzunarele băieților deștepți unde să se ducă? În altă Sigur. parte, că doar nu Deci la noi. asta e România. Se va perpetua această stare materială și de spirit care există?
Sunt câțiva băieți deștepți care ia captivul întreg sistem, îl exploatează ca polămâie. România e țara capitalismului sălbatic. E țara care are o reglementare foarte primitivă a muncii. Știți că foarte multă lume dădea cu bolovanii în guvernul PDL când a adoptat aceste legi, codul muncii și legea dialogului social. Păi băieții aia, Ponta și Antonescu, care se prindeau în horă cu noi, cu sindicaliștii, și spuneau că modifică imediat, au modificat vreo virgulă din ea? Nu. N-au interes, pentru că toți s-au înțeles cu multinaționale să facă această chestiune. Cred că suntem singura țară care avem prin Constituție dreptul la grevă, dar nu putem să intrăm în grevă. Și uite ce se întâmplă la culegi. Sunt niște algoritmi care adică ăștia o moară, ei au strâns semnături și răspund, stați cu minți că n-aveți voie să faceți grevă. Asta e România. Așa deține puterea statului absolut. Nu mai permite grevele și mișcările de protest. Dar chestiunea asta se datorează și lipsei spiritului civic a românilor. Pentru că dacă rest popoareși, ne uităm aici la sud de Dunăre, la bulgari. Știți, atunci când, acum câțiva ani, când s-a mărit energia cu 10%, au ieșit în stradă și au dat guvernul jos. Păi părerea mea că la noi poți să-i mărească cu 100% prețul la energie și nu va ieși nimeni în stradă. Sau ies câțiva nebuni și atât. Exact cum s-a întâmplat și la noi. Ciurel ne-a tăiat 30% din salarii și la un moment dat mai eram câțiva în stradă. Restul stăteau cu capul plecat și se înscriau în zmeu. Asta e adevărul, asta e românul. Este și o problemă de atitudine, într-adevăr. Alo, bună seara, sunteți alături de noi. Să trăiți, bună seara. Bună seara. Vă ascultăm, sunteți în direct. Sunt un miner de la Roșia, de la, știe domnul Părbulescu, destul de bine. Vreau să întreb pe domnul Părbulescu, în 2013 s-au omicit niște... Puneți camere pe domnul Părbulescu, vă rog. La Zetere. Sunt excavatorii la Roșia. Da? Să ne explice și nouă cum de s-a putut face mișorarea salarizare numai la Zetere și la Rotoare a rămas același preț. În 2013? Da, da, în 2013, câte știu eu, s-a făcut... La excavatoriști vi s-a mișorat nivelul de salarizare? Nu, nu, numai la excavatoriști. La Zetere, la Hânt. Domnul meu. Acum marja pleacă de la 10 la 35. Domnule, eu știu că în 2013, în contractul care s-a negociat atunci, s-a prins plaja de la toate cele patru societăți care au fuzionat în 2012. Deci nu putea să se reducă. S-ar putea să fi fost o chestie internă la dumneavoastră, eu n-am cunoștință despre ea. Dar o să întreb băieții de acolo să vedeți despre ce e vorba. Nu e în regulă ceea ce spuneți dumneavoastră. Nu că ar fi în regulă ce e în companie, că în companie sunt numai anomalități, pentru că există diferențierea asta foarte mare și ați văzut și dumneavoastră că în loc să se aplatizeze această diferențiere s-a umflat și mai tare, pentru că s-a făcut pe genunchi de Ciurel. Din păcate sunt probleme foarte multe, dar chestiunea asta punctuală nu știu și o să mă interesez. Da. Problemele astea sunt mai de mult, din 2012, 2014. Nu de acum, de ieri de azi. De nu ce? S-a făcut nimica. Nici sindicatul Ciurel, nici sindicatul actual nu văd că vrea să facă nimica să egalizeze salariile. Păi eu ce vă spun? În momentul când au fost acei bani rămași de la colegii care au plecat cu plăți compensatorii, acea diferență trebuia dată pentru a reduce diferența între dumneavoastră, între salariați. Din păcate, această diferență s-a mărit. Și sunt date clare sensul ăsta. Și știți de ce? Că știți mai bine decât mine cum s-au făcut. Că chiar dacă spuneați dumneavoastră, domnule Leonar, că să se afle, păi s-au aflat, domnule, pentru că sunt colegi la același loc de muncă și își văd futurașul. Și vede că unul a luat ceva și altul n-a luat nimic. Făcând aceeași treabă fiecare, aceeași fișa postului. Era mai îndreptățit să ia. Deci nu s-a făcut transparent. Și e foarte rău că nu s-a făcut transparent. Mulțumim pentru intervenția noastră telefonică. Avem foarte multe mesaje. Vă propun să le luăm pe câteva în dezbatere. Întrebați-l pe domnul președinte Pârvulescu ce se întâmplă cu Peșteana. Cu cine se va uni? Se pare că va fi închisă. Probabil de cariera Peșteana. Deci Peșteana a avut două cariere. Sud și Nord. Sudul era o carieră socială, mai socială,
Și Nordul are o carieră foarte bună, cea care are oase. Deci Nordul, după mine, are cel puțin 10-80 ani de viață cu performanțe destul de bune. Deci n-ar fi o problemă. Nu, nu. Iar în ceea ce privește organizarea minieră, o așteptăm. Sunt diverse informații că și cea mai probabilă aceea cu două sucursale. Adică să se facă și în activitatea minieră ceea ce e în energie. Adică să se coboare decizia și munca acolo jos. Pentru că, din păcate, vedeți ce se întâmplă, sunt foarte mulți salariați aduși în Târgu Jiu. Deci a depărtat de locul de muncă efectiv, domn Ciurel, în timpul ăsta. Adică să ajungi în Târgu Jiu la aproape 6 de salariați, iar acolo, la locurile de muncă, probabil privilegiații sunt la birou acolo. Bineînțeles, în coată. Sunt foarte mulți oameni care sunt pe nașpa. Privilegiații sistemului, ca să-i spunem așa. Din păcate, ăsta e adevărul. Ce părere aveți de oamenii cu care s-a reformat Minprestul? Păi Minprestul s-a reformat? Păi, nu știu, așa a fost SMS. Probabil a fost o ironie, nu știu. Vedeți dumneavoastră, dacă în activitatea Complexului Energetic Oltenia au dispărut 3.000 de locuri de muncă pe timpul domn Ciurel, la Minprest, după informațiile mele, numărul locurilor de muncă s-a mărit cu 400. Deci nu că n-ar fi un lucru foarte bun, că e un lucru foarte bun să apară cât mai multe locuri de muncă. Dar să fie sustenabile acele locuri dar de muncă. Ce s-a întâmplat? Știți că a fost acel plan diabolic de a distruge tot ceea ce făcuse Federația Națională de Energie. O chestie, eu zic, destul de bună pentru județul ăsta a fost Olserminul. De ce? Pentru că una, prin prisma costului pe lucrător. Cereți, vă rog, documente să vedeți cât costa un lucrător la Olsermin, deci cât plătea compania minieră, energetică, speță, și cât plătește pe un lucrător la Minprest. Și au același salariu, tot salariul minim pe economie. Deci mult mai mult plătește la Minprest. Mai departe, la Olsermin era sistemul acela social, erau 500 de salariați anul X la servici, dar 500 luau ajutor de șomaj. Deci erau scoși din câmpul muncii 1000 de oameni anual. Acum, din 1000 de oameni care aveau un venit în Gorj, mai sunt decât cei 400 care sunt plus la Minprest. Sunt foarte multe chestii de discutat. De problematică, până la urmă, această situație. Eu sper să vină cineva, un specialist în activitate economică și să prezintă aceste date, pentru că, din păcate, ele au fost foarte denaturate în ultimii 3 ani de zile. Un alt telespectator ne transmite un mesaj la Turceni, probabil la termocentrala Turceni. Șefii noștri și-au făcut salarii babane. Eu nici pe 20 de milioane am și lucrez numai în aer liber și la înălțime. De multe ori nici nu mănânc la prânz. Dacă s-ar da salarii compensatorii, mâine aș pleca, pentru că știu în ce condiții lucrez. Așa ar face și foarte mulți între cei care se mine. De ce cu salarii babane? De ce nu fac nimic? Asta e un adevăr și eu l-am mai spus la dumneavoastră. Și în anii trecuți. Ce s-a întâmplat pentru a fideliza șefii, pentru a face și a lua poziția mutului, Ciurel a mărit foarte mult salariile, în timp ce la ceilalți lucrători le-a redus cu 30%. Care și n-au percutat la dorințele lui. S-a produs o polarizare excesivă în salarizare în Complexul Energetic Oltenia. Adică nu se poate un director să ia spre 80-90 de milioane, care înainte lua 45 de milioane. Deci bani net, vă referiți la sumă netă de 92 se. Milioane, bani în mână, și care înseamnă 150 bani. Să dispară toate, numai pila după el nu-i s-a luat. Pentru că știți că am mai discutat cât s-a pierdut în această companie, ce sporuri erau, ce prime erau și ce sunt acum. Un alt telespectator ne sesizează, cea mai mică grilă de salarizare este la Roșiuța. Am 18 ani vechime și am clasa 9. Păi eu ce spun? Deci în loc să se echilibreze cât de cât locurile de muncă, s-au dezechilibrat. Adică, domnule, era foarte simplu dacă se dorea. Și mă refer la activitatea minieră. Și aceeași chestie și în activitatea energetică. Putea să ia salariul mediu la fiecare subunitate, iar acolo unde era salariul minim cel mai mic la subunitatea respectivă, trebuia să dea ceva în plus față de cea cu salariul cel mai mare. Dar prin afinitățile care le-a avut domnul Ciurel, a dat tot la cei cu salariul cel mai mare. Deci și a făcut o discrepanță și mai mare. La aia cu mult, dă mult, la aia cu puțin nu le mai dă nimic.
Din păcate, și spunea colegul Roșca, chiar dacă s-a dat la 200 de oameni, s-a dat la aia cu clasa 5-6, câte o clasă, adică nimic. Iar în partea cealaltă, unde au avut clase de peste clasa 20, s-au dat 3-4 clase, ceea ce e o anomalie. Probabil au slujit bine interesele dar, sistemului. Dar nici colegii aceia nu trebuie să bucure, pentru că sunt tot panii lor. Pentru că spuneam, numai prin prima de vacanță anul trecut, fiecare salariat în media a pierdut 1600 de lei. Deci nici salariatul care a luat 4 clase nu a câștigat. Toți au pierdut până la urmă, e o mare păcălă. Și a luat banii înapoi, dar în fond a uitat să se uite la colegii lui, că sunt mâini la mulți care n-au luat nimic din banii care ai pierduseră. O întrebare pentru domnul Pârvulescu în legătură cu prima de vacanță. O taie administrația sau vor da voucher? Deci prima de vacanță, din păcate, a rezolvat-o prin legistanție Mosiu Ponta, fapt ce i-a dat apă la moară lui Ciurel de a ne tăiau. Și au pus acel adaus fenomenal. Adaus care, încă o dată, vă spun că în acea seară, după ce făcusem greva foame colective, ministrul Gerea a fost de acord ca să fie 300 de lei. Dar nu a vrut Căldărușe, că a zis că nu poate să fie mai mult decât în acordul lui celebru cu Ciurel. Ăsta e adevărul. Deci fapte. Acordul între Căldărușe și Ciurel prevala la situația reală cu care se confrunta CEU. Vedeți, e o anomalie sindicală. Încă o dată, de dreptul ăla beneficiau și membrii lui. Cum poți să spui că nu, domnule, nu vreau mai mult de atât pentru că ți-am scris un acord? Încă o dată, deci nu vreau mai mulți bani pentru mine și pentru salariați? Nu știu dacă e de râs chestiunea asta, pentru că, din păcate, treaba asta a dus la scăderea destul de mult a veniturilor salariaților. Este adevărat ce se vehiculează, că se vor externaliza secțiile electrice și mecanice de la cariere plus mentenanța? Domnul Filip, eu dau asta curs întrebărilor care mi se adresează. E o intoxicare aruncată de diverse persoane încă din 2002 în activitatea minieră. Și colegii știu ce vorbesc. Din 2002 se tot vorbește de această externalizare. Între timp, federația noastră, știți bine, că a reușit internalizarea termoservului în termocentrale. În fostele complexuri. Vă aduceți aminte? Da, știu. Și atunci? Un alt telespectator vă întreabă, domnule președinte, se mai dă cota de cărbune pe anul trecut? Pe anul trecut e puțin probabil, pentru că e cam încheiat. Deci, practic, a pierdut omul. O să mai discutăm, pentru că sunt aproximativ 1000 de persoane care, din vari motive, au rămas fără această cota de cărbune. Unele obiective, altele subiective. Un alt telespectator ne adresează o întrebare. Dacă puteți spune cum soția liderului din cariera, Poiana din Gardiana, a ajuns angajat al CEO? Păi, dar nu e singura. Deci sunt frecvente aceste situații. Da, le-a dat... Deci din Gardian a ajuns angajat al complexului energetic Contenia. Printr-un comunicat la mișto, în noiembrie, după ce noi ca federație am cerut angajările care s-au făcut după disponibilizări, Don Ciurel le-a și dat. Ca număr. Dar nu cred că nici el n-a fost reale, cred că au fost mai multe. Și sunt colegii care văd la fiecare loc de muncă chestiunea aceasta. Deci practic se confruntă zi de zi, azi îl vede deci, la nu știu ce companie pe care... Să nu credeți că acești lideraci de la ASMEO și-au trădat colegii gratuit. Prin aceste chestiuni, cu angajeri, că-s la Minpres, că sunt în minerit, prin promovări, că i-a făcut din... S-au făcut acorduri tacite între ei, a funcționat mica înțelegere? Știți care e nedumerirea mea? Că totuși a plecat Don Ciurel, aparent a plecat, că tot în biroul lui de acolo, și salariații se mișcă foarte greu din aceste sindicate. Adică văd de la o poștă că oamenii aceștia care chipurile reprezintă au făcut-o pentru interes propriu și stau acolo legați de ei. Un telespectator vă întreabă într-o notă ironică, până la urmă. Domnul Ciubotărică, dacă face restructurare, vrem să știm câți va da afară din TESA, că ea transpiră foarte mult la cafele, dacă știe domnul Pârvulescu și are cunoștință. Domnule, nu știu dacă transpiră la cafele. Știți ceva? Probabil să muți o cafele într-un birou într aceasta nu trebuie făcut o generalizare. Pentru că sunt persoane care cred că vorbim de marea majoritate, nu de cei care sunt excepția. Au timpul ocupat cu activitatea domnilor și doamnelor. Într-adevăr, sunt pilele acelea și favoriții sistemului care fac ceea ce spune colegul.
Dar se muncește greu cu aceste cafele, transpiră doamnele care plimbă și domnișoarele care plimbă aceste cafele într-un birou într-altul? Asta a fost, până la urmă, esența întrebării. Păi, eu cred că în zilele trecute n-au transpirat. Mai văzând ce e afară. A fost ger, într-adevăr, probabil, dar s-au îngălțit, probabil, având mânuțele posibil pe acele cești de cafele, probabil a stat mai bine. Am clasa 9 și 20, am clasa 9 și 29 de ani sau ceva de genul de muncă, vechime, iar colegii mei au clasa 18 și lucrez la termo. Da, sunt anomalii. Păi exact ce vă spun. În momentul când a fost o posibilitate de reglare și nu s-a făcut, eu sper, exact cum spunea și am omis ce spunea colegul, primul care a intervenit, cu așteptarea până în Crăciun. Într-adevăr, actualul președinte al directoratului, pentru că nu e director general, domnul Ciucotărica, le-a promis la acei colegi care au fost în greva foamei, prin minuta care au încheiat-o, că se va face o analiză și o îndreptare a lucrurilor. S-a făcut analiză, s-a făcut control, ne-a spus că au fost făcute nereguli mari. Și rezultatele? Și vedeți, noastră, mai sunt câteva zile și nu s-au îndreptat neregulile. Și cred că ăsta e primul examen care domnul Ciucotărică îl dă în fața salariaților. Practic, ăsta e examenul de maturitate profesională în fața și de credibilitate. În momentul în care vrei să scoți o societate cum este Complexul Energetic Oltenia de aici, de unde a băgat o ciurel, păi trebuie încrederea salariaților. Dacă nu va reuși... Plus buna credința ta în calitate de manager. Dacă nu va reuși, prin această chestiune, să câștige încrederea salariaților, nu știu cum va scoate domnul Ciubotărică societatea de aici. Avem salarii foarte mici, lucrăm la mentenanță, dar suntem plimbați prin toate carierele. Știu, sunt... Deci, repet, chestiunea asta generală. Păi și starea asta de anormalitate... Sunt, vedeți, sunt pentru că, din păcate, activitatea aceasta s-a confruntat după 2007, după ce al doilea grup de la Cernavod a intrat în funcțiune, cu un recul al activității și un recul destul de puternic. Dar, până la un moment dat, am reușit să ne menținem veniturile, adausurile, primele, am reușit să luăm indexări anuale, numai că după ce a venit domnul Ciurel și ce s-a întâmplat. Vă rog, ne presează timpul foarte mult, un cuvânt de încheiere pentru telespectatorii noștri. Exact cum spuneam, actuala conducere a complexului să nu uite că cei care pot să scoată această companie din situația în care au adus-o politicienii aceștia renumiți ai Gorjului, care l-au susținut pe Don Ciurel, de salariați depinde această ieșire din situația actuală. Dacă conducerea companiei nu va fi corectă, nu își va ține promisiunile făcute salariaților, nu știu cum vor reuși să scoată această companie de aici. În încheiere, vă rog un scurt comentariu asupra acestui mesaj. Unde erau sindicaliștii galbeni atunci când șefii luau banii grămadă, iar muncitorii pierdeau din bani și drepturi? Cum unde erau? Probabil erau la bulevard unde au fost ieri cu Ciurel. Asta e adevărul. Păi nu știți că ei au făcut acest sindicat la Miami? La hotel. Acolo l-au făcut. Ce nu știe lumea? Și repet, ieri au fost la bulevard. I-a mai încurajat Ciurele. A spus, domnii mei, mai rezistați câteva luni. Moștenii mei, stați că vine. Va câștiga PSD-ul alegerile și mă vor pune pe mine din nou director general și veți fi iar liniștiți. Asta le-a promis. Căldărușe nu mai poate ține mână. Că n-are ce să le mai spună. Să-și dea foc, ce să fac. Mulțumesc pentru participare. A fost alături de noi în această seară liderul Federației Naționale Mine Energie, domnul Dumitru Pârvulescu. Mulțumesc dumneavoastră că sunteți de fiecare dată alături de noi în număr din ce în ce mai mare. Rămâneți în continuare alături de Tele3, singura televiziune liberă și independentă din județul Gorj. Sunt Leonard Filip, până mâine, o seară plăcută în continuare.